Salut băieți și mai faceți, numele meu este Psterian, acel videoclip, o să vorbim despre noul update și toate detaliile adăugate în Red Dead 2. Acesta este un nou update care se numește Moonshiners A New Frontier Pursuit. Următorul Frontier Pursuit a Red Dead Online este rolul Moonshiner, incluzând misiuni de poveste și activități în care jucătorii pot deține și opera o afacere de tip Moonshine pe Piața Neagră. Ca în orice Frontier Pursuit nou, există noi abilități, proprietăți, misiuni și proiecte de afaceri pentru a le explora. Actualizarea este programată pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Google Stadia pe 13 decembrie. Într-o America care nu este încă guvernată pe deplin de lege, oportunitatea de a profita este foarte mare. Un spațiu deschis în sălbăticie și gata așteptând ca jucătorul să-și ducă un viitor nou. Cel mai bine e să-ți faci averea simplu decât să devii un moonshiner pe Piața Neagră. Noul Pursuit Frontier venind în Red Dead Online pe 13 decembrie. Vă puteți stabili propria afacere de contrabandă în acest nou rol de specialist, o potrivire ideală pentru jucătorii care progresează pe calea traderului sau oricine caută o proprietate privată. Vă puteți debloca abilitățile unice, specifice rolului în timp ce vă perfecționați metodele de distilare. Puteți să evitați legea și să-i scoateți din funcție pe ambulanții rivali. Dacă aveți noroc, s-ar putea să supraviețuiți suficient de mult pentru a vă deschide propria cârciumă. Orice comerciant activ care a finalizat o misiune de vânzare sau a ajuns pe locul 5 în progresul de trader, va primi o introducere prin Crips pentru a-l întâlni pe Maggie Fick, un contrabandist cu experiență în Emerald Ranch. Maggie are conexiunile și cunoștințele care vă vor ajuta să vă derulați afacerea. Va trebui să vă cumpărați un shack moonshining și veți fi pe drumul afacerii. Pentru călător, shack-ul este o locuință neobișnuită, etajul principal acționând ca un fond cu toate detaliile unei case comune obișnuite. Subsolul este totuși acolo unde veți ajunge în cele din urmă la afaceri. Puteți să dețineți și să operați afacerea moonshine, care este doar o parte din rolul tău. De asemenea, veți colabora cu Maggie printr-o serie de misiuni de poveste care vor fi jucate solo sau în cooperare, deoarece o ajutat să se răzbune pe cei care au încercat să o doboare. Pe măsură ce creșteți afacerea și eliminați o operațiune rivală, veți învăța niște tips and trick-uri noi care vă vor ajuta să vă transformați moonshine-ul vostru într-unul mai bun. Veți avea de asemenea ocazia să vă configurați un bar subteran care vă va servi strălucirea, cu un decor personalizabil și opțiunea de a adăuga o trupă country completată cu un ring de dans pentru a vă distra cu prietenii și clienții barului. Alături de update-ul Moonshiner's Red Dead Online va primi noul Navy Revolver, opțiune de îmbrăcăminte suplimentară și o creștere a numărului de sloturi pentru ținute în garderoba ta. Dacă încă nu ați început să jucați modul online al Red Dead Redemption 2, acum este un moment bun pentru a începe dacă sunteți un jucător de PC. Multe dintre problemele de lansare ale PC-ului și a bug-urilor din joc o să fie rezolvate odată cu noul update. Acum Rockstar menează care package sau pachete de îngrijire gratuite tuturor jucătorilor de Red Dead Online de pe PC pentru a compensa noul început. Acesta a fost și videoclipul de astăzi în care am vorbit despre update-ul Moonshiners din Red Dead Redemption 2. Dacă mai vreți și alte videoclipuri cu Red Dead 2, apăsați pe butonul de like pentru a mă susține și dacă nu vreți să ratați cele mai noi videoclipuri de pe canal, vă sfătuiți să apăsați pe butonul de subscribe și cel mai important e să activați notificările apăsând pe clopoțel. Vă mulțumesc pentru vizionare, să aveți o zi frumoasă în continuare. Vă salut!